Asta este realizarea și cu asta se expune actualul primar ca și rezolvarea unor probleme în acest domeniu. Înseamnă că este ceva nesemnificativ. Nici măcar nu a ființat altele, doar le-a vopsit și le-a amenajat o suprafață nouă ca să ne arate că am făcut ceva în acest domeniu. Pe lângă alte referiri la care pot și eu să completez, poate de ce au spus colegii mei, mai sunt foarte, foarte multe care se angajează în zona de investiții, care trebuiau continuate, fonduri care au fost pierdute, anumite lucruri care în 2020 le combăteau și le spuneau. Am citit astăzi că în Piața Unirii e o doamnă de Bucureșoara sau ce este în primărie, care făcea spasme în 2020, că în Piața Unirii iau de ce asfalt se pune în loc de piatră cubică. Am explicat atunci de ce este vorba și că au urmat să continue să facă ceea ce spuneau că nu este bine. Astăzi suntem la fel. Mai mult este un haos în ceea ce înseamnă trafic. Astăzi de asta am întârziat pentru că Brașovul nu putea să circule astăzi, la ora 1, după amiază. Toate aceste referiri, aceste abordări ale primarului Coliban se duc în direcția că el a salvat Brașovul. El a făcut absolut tot, a pornit de la 0 în 2020 și astăzi a finalizat ceea ce ne-a dat. Nu. I-am lăsat proiecte la cheie, i-am lăsat finanțări accesate, i-am lăsat programe, i-am lăsat taxe de finanțare la îndemână, le-a pierdut, a pierdut și oportunitatea, a pierdut și finanțarea, a pierdut și implementarea unor soluții pentru municipiul Brașov și astăzi ne aflăm într-o situație de blocaj. Așa că este bine ca totuși să nu minți. Ăsta e un lucru e spus acolo unde trebuie și e bine să ținem cont de acest lucru, să nu minți. Mai bine să spui adevărul că n-ai fost în stare, că n-ai putut, că n-ai adus o viziune și că, din acest punct de vedere, e bine să ne arate un proiect inițiat, gândit, lucrat, scris, accesat și implementat de la zero, din 2020 până astăzi. Unu. Doar atât. Pentru ca să vii să spui lucruri care nu sunt adevărate și să nu faci referire că sunt niște proiecte care le-ai primit, pe care le-ai blocat, pe altele le-ai întârziat și ai pierdut și finanțarea și să spui că sunt realizările tale, înseamnă că trăim într-o lume total aiurea și oare în Brașov lucruri totuși. Se văd și nimeni nu poate să ștergă buretele ce a făcut altcineva înainte și să vii să spui că sunt proiectele pe care te le însușești. Eu sunt de acord, doar să spun că acest proiect a fost inițiat de către Giurgiu Schiparu și echipa de consilieri locali din mandatul trecut și că a fost accesat lucrat cu echipa de la nivelul executivului din primărie și că și-a făcut parcursul așa cum a fost parcursul făcut. Și este doar o chestiune de calendar, de timp. Însă să vii să îți asumi lucruri care nu sunt ale tale, este o altă greșeală, se numește plagiat. Și el, cum ne-a spus că a fost la școală și a avut două facultăți și a mințit lucrurile de la început, înseamnă că și-a pus tot mandatul într-o minciună. Spunea Mihai Costel de la Apollo. Păi domnul Codruț Bucur, care făcea acolo manifestații de protest, că stricăm zona verde. Nu-și mai aduc aminte oare acești oameni de aceste lucruri. Toate aceste informații care le-au spus colegii mei astăzi le găsim în arhiva fiecărui site sau ziar sau publicație din Brașov. Și nu sunt invenții ale mele sau ale lor, sunt niște realități pe care tot presa le-a prezentat într-o anumită etapă de parcurs și nu sunt, cum să spun, lucruri inventate de noi. Noi lucrăm cu materialul clientului. Și dacă poate să șteargă toate aceste știri de-a lungul timpului care au fost publicate de către presa din Brașov, înseamnă că are o problemă și cu presa și este o desconsiderare față și de mass media din Brașov, pentru că vă ignoră inteligența totuși. Ați făcut lucruri de-a lungul timpului și eu sunt de părere că ați făcut corect, pentru că atunci când am greșit sau am făcut lucruri care nu au fost în regulă, presa a sancționat, a arătat acest lucru. Chiar dacă a fost să fie ceva în regulă, am corectat sau dacă a fost ceva greșit, am îndreptat. Nu a fost o problemă din partea mea să recunosc sau să fac acest lucru. Și am avut și un slavă Domnului în fel și fel de
probleme de procedură de-a lungul timpului cu care m-am confruntat. Însă niciodată n-am ignorat și n-am mințit. Am spus că dacă este un lucru adevărat, trebuie să fie recunoscut. Din acest punct de vedere, cred că trebuie să înțelegem că nu putem să mai acceptăm așa ceva și reanunțăm pe cei de la USR că ei confundă administrația cu politica, au împărat administrația publică locală cu membri de partid. Sunt obiective care, la care s-a făcut referire cei la casă, la banca săsească. Nici astăzi nu are care am folosință. De fapt, timp, nici astăzi nu are care am folosință făcută. Acolo nu se întâmplă ceea ce se spune cultura. Acolo este un fief userist cu angajați de partid care fac treabă de partid. Nu au legătură cu administrația publică locală acolo. În primărie, biroul de implementare și de strategii, proiecte și programe nu mai funcționează astăzi, pentru că cei care au lucrat la acele proiecte la care am făcut referire astăzi nu mai sunt în primărie. S-a depopulat biroul, au plecat oameni din acel birou și nu are cine să lucreze și sunt proiecte care trebuie să obțină finanțări și care, din păcate, nu se vor implementa pentru că nu are cine să le lucreze. Pentru că oamenii au plecat, pentru că au fost ori îndepărtați, ori dați afară în mod direct sau indirect, și mai bine au ales să plece. Nu putem să facem administrație cu organizația de partid. Și acest lucru nu trebuie să mai continue. Sunt doar câteva aspecte la care au făcut referire colegii mei, pentru că, dacă aș fi spus doar eu, păream că sunt subiectiv și că am un interes. Vezi, Doamne, sunt frustrat sau am nu știu ce abordări de genul ăsta, însă oamenii, nu numai cei de lângă mine, sunt parte din administrația locală astăzi, au fost și înainte. Mai sunt și alți colegi care sunt în structura de consiliu local astăzi și care au fost parte la toate aceste decizii pe care le-am luat de-a lungul timpului. Și eu cred că trebuie să-i transmitem acestui domn că este cazul să oprească această manipulare, această abordare mincinoasă și să înțeleagă că trebuie să spună adevărul. Și doar atât. Nimic altceva. Este doar un prim punct, un prim pas, o primă etapă la care ne referim acum în campanie electorală și colegii mei și de la Congresul de la PSD nu o să mai participe la acțiuni care se vor fi îmbrăcate ca și administrație publică locală și au un mare iz de campanie electorală și de manipulare din partea actualei administrații USR ale Împărimar. Și mai bine să înțeleagă că trebuie spartă. Dacă este primar în funcție, eu am trăit și am fost implicat în etapă de genul ăsta și nu am confundat administrația cu campanie electorală. Mai bine am selectat lucrurile și am evitat să suprapun activitatea din administrație cu cea de campanie electorală de partid. Încerc să fac același lucru și el și să dea dovadă de bun simț și de a face ceea ce trebuie din punct de vedere al administrației și să lase pe alții să facă campanie electorală la partid. Dar astăzi este o suprapunere foarte evidentă politică în ceea ce înseamnă primărie.